Sau Vivang, e un episod din joculețul ăla în care trebuia să avem grijă de casă până venea mama la cumpărături. Ei bine, de data asta am aflat metoda prin care putem să facem chestiile pe care nu le mai aveam făcute, așa că nu uita să apăsați butonajul de like dacă vreți cât mai multe secrete interesante. Și hai să vedem despre ce este vorba. Nu le știu pe toate, dar am aflat câteva și am zis că merită să facem un episod și să vi le arăt. Așa că hai să vedem. Deci prima dată o să luăm cutia asta. O știți cutia asta, bineînțeles. O punem aici fain frumos. Țac. Și acum ar trebui să ne deschidă ăsta ușa către zona de jos. Pentru cei ce nu știu joculețul ăsta, fiecare obiect din casa asta vorbește și poți să faci diferite combinații. De exemplu, să iei cutia aia, să o pui în cealaltă și vedeți, mi-a deschis ușa. Și în funcție de chestiile astea poți să primești un ending. Avem un ending secret pe care încă nu știu cum să-l fac, dar poate știți voi și îmi lăsați metoda voastră în comentarii. Dar hai să începem cu începutul. Încă nu știu care-i treaba cu fantoma. Deci dacă știți voi, la asta chiar nu mi-am dat seama până acum care-i treaba. Voi mi-ați spus foarte mulți în comentarii că să-i dau corpul lui Toaster. Deci să-i dau toasterul și să transforme în toaster. Data trecută am încercat să-i dau așa și ați spus voi că bă, ar trebui să fie mort ca să poată să ia corpul. Deci hai să vedem, o să încerc așa. Nu vrea să-l ia. Să vedem dacă merge, dacă el e mort. Turnăm apă peste el. L-am omorât. Și încercăm așa. Ia să vedeți voi. Și el dau așa. Ia. Nici mort nu-l vrea. Deci nu cred că e toasterul. Dar nu știu însă ce ar putea să fie. Unii dintre voi mi-a spus să încerc să aspir fantoma cu acest aspirator. Dar nici asta nu merge. Deci la asta chiar nu am soluție. Scrieți-mi în comentarii dacă știți. Bă, și hai să strângem la episodul de azi peste 15.000 de like-uri dacă vă place și dacă vreți să aflăm toate secretele. În opinia mea, cred că merită din plin joculețul ăsta. Hai să începem cu prima chestie pe care am aflat-o și anume, știți că era o chestie și zicea să fac lampa fericită. Make lamp happy se numea. Și tot mă întrebam, zic, mă, dacă îi dau becul ăsta de sus, lampa devine fericită pentru o secundă și pe aia ia foc. Și nu puteam să facem nimic în privința asta. Ei bine, de data asta putem să facem pe lamp happy dacă facem rost de ou. Dar trebuie să văd unde e oul mai întâi. Stai așa să vedem. O să trebuiască să... Cred că trebuie să-l readuc la viață pe domnul Toaster dacă vreau să fac chestia asta. Și sunt unele chestii care depind de asta. Bun, am nevoie de... Să deschid la ciocan. Și dăm ăsta de aici. Punem ăsta aici frumos. Aspirăm covorul. Covorului îi place foarte mult când este aspirat. Și tocmai din această cauză ne va da cheia secretă. Cu această cheie secretă vom merge noi în baie așa fain frumos. Deschidem aici ușa și vom lua ciocanul. Așa, trebuie să aștept să deschidă ușa de tot ca să-mi dea ciocanul, nu poți altfel. Bine, am învățat și niște trucuri, cum să merg mai rapid prin casă și diferite chestii, da, na. Și acum zice că mă costă un cui de ăla. Un cui, un șurub. Așa că, hai să vedem noi. Să mergem să luăm scăunelul. Luăm ăsta de aici, pentru că fără el n-o să pot să fac rost de șuruburi. Și o să deșurubăm șuruburile de aici, pentru că nu-i trebuie TV-ului momentan așa ceva. Și acum, cu ciocanul, voi repara ăsta. Bam! Bun, acum îl pun pe ăsta aici. Peste cuptor. Și frigiderul va fi foarte gelos. Și va spune, oh! Cuptorul e mai înșelat și îmi va oferi oul, sper. Da, gata, deja s-a ofticat, ia uitați-vă ce fața a făcut. Și cuptorul acum o să zică, bă, nu e vina mea, dar n-are importanță pentru că oul este al nostru. Și acum, în principiu, dacă eu fac chestia asta și dau oul aici, ce zice? Stai, ce ai făcut? Așteaptă! Ia uite, ai ieșit un puișor. Un puișor pe capul meu. Dintr-o dată mă simt așa de fericit. Cum ai putut să faci chestia asta și să mă scoți din depresia în care eram? Numele meu este Roger. Și acum lampa este fericită, oameni buni, vedeți? Asta era metoda prin care puteam să fac lampa fericită. Chestia asta mi-au spus niște băieți pe forum, chiar niște abonați, așa că le mulțumesc foarte mult pe calea asta. Am întrebat și pe forum, v-am întrebat și pe voi foarte mulți. Deci, nu știu, jocul ăsta are atât de multe secrete, încât
E atât de greu să le găsești pe toate. Așa că mai am nevoie și de ajutorul vostru, mai în special cu chestia asta. Obiectiv foarte important este find the body. Adică găsește corpul pentru chestia asta. Și dacă toasterul nu e, ce ar putea să fie? Habar n-am. Nu știu, asta rămâne de văzut. Bun, următoarea chestie, bine, și o să încercăm să facem și endingul secret, dacă facem chestiile astea, să vedem dacă endingul secret va avea loc. Dar pentru următoarea chestie, următorul secret, o să avem nevoie de restart la joc, pentru că avem nevoie de ou. Și acum dacă noi am făcut Lamp Happy, nu avem posibilitatea să folosim ou-ul pentru următorul proiect. Așa că vom da restart la joc și revenim imediat. Următorul obiectiv se numește Bake a Cake, adică fă un tort. Și m-am tot gândit, mă, bă, dar unde ar putea să fie ceva cu ajutorul căruia să fac un tort? Nici prin cap nu venea răspunsul ăsta. Așa că, hai să vă arăt ce trebuia să facem. Deci, prima dată va trebui să facem rost de lasagna din cuptor. Deci, o să trebuiască să luăm toasterul din nou, să-l punem aici, ca și data trecută. Trebuie să așteptăm să devină frigiderul foarte gelos. Și asta o să zică că s-a încălzit rău de tot cuptorul. Dar o să trebuiască să se încălzească și mai mult decât atât, adică o să trebuiască să luăm oala aia, să punem apă în ea. O să arăt. Vă arăt tot ce trebuie să știți. Pentru că avem câteva. Și o să vedem dacă la final o să ne dea secret ending. Dacă nu, o să trebuiască să îmi spuneți voi ce părere aveți și cum s-ar face acel secret ending de care am tot auzit. Bun, ia să mergem așa, luăm oala asta de aici, o punem... Și acum, în principiu, ar trebui să mi se deschidă ăsta și să-mi ofere lasagna. Cu lasagna, știți că eu de obicei dădeam lasagna la cutie, pentru că cutia îmi dădea toporul. Dar de data asta nu vom mai face asta. Ci vom merge chiar aici și mai țineți voi minte că aveam... Lol, lasagna sare pe pat. Lol, nu știam chestia asta. Lol. Lasagna, stai cu minte, nu mai sări pe pat. Așa, aveam chestia asta în care pusesem hainele murdare și o grămadă de chestii, dar nu m-am gândit niciodată că ar putea intra lasagna aici, dar aparent poate intra. Și o să facem așa, punem lasagna aici și ne dă acest recipient. Cu acest recipient vom putea să facem un tort. Aș putea să fac un tort de haine murdare? Aș putea? Bine, nu o să încercăm chestia asta. Acum dacă văd că se strâng multe like-uri la episodul de azi, poate încercăm data viitoare. Dar cu acest recipient, hai să vedem, putem să vorbim cu el? Nu putem să vorbim cu acest recipient încă. Bun, avem nevoie de ou. Luăm oul de aici, oul ăsta are mai multe chestii. Ah, l-am vărsat pe jos și l-am vărsat chiar aici, e bine. Are mai multe chestii, de exemplu, poți să-l pui pe aragaz și devine super oul cu super puteri. Dar noi l-am folosit aici, pentru a putea să facem acest tort. Și zice, me want flower. O floare. Singura floare din toată casa este asta. Dar din păcate ea este ofilită. Așa că va trebui să mergem imediat să facem rost noi de bleach-ul ăla. Că ăla îi place florii, aparent. Nu și în viața reală, doar în joc. Dar jocul ăsta este un piculeț mai ciudat așa, dar mie îmi place, nu știu, e un joc destul de unic, adică n-am mai văzut ceva de genul ăsta până acum și sincer să fiu chiar mă bucur că există developeri care mai fac și chestii de-astea ciudate, că de fiecare dată mă surprind. Adică cu toții știm dacă lansează cineva un joc, un shooter sau ceva, cunoaștem toți cum arată un shooter, bă, dar așa ceva n-am mai văzut. Și acum dacă luăm noi ăsta de aici floarea și o punem aici... Vezi, a rămas doar planta, să zic așa, floarea a intrat aici. Me thirsty. Ok, mai avem nevoie de încă un ingredient și acel ingredient o să fie apa. Problema e că apa asta cam frige, așa că o să punem niște apă rece. Și o vărsăm aici. Și acum arată ceva de genul ăsta. Ei bine, nu m-aș gândi că asta ar fi combinația pentru a face un tort, dar aparent în jocul ăsta este. Așa că... Hai să mergem și o să trebuiască să mergem la cuptor. Ce drăguț! Faci cumva mâncare de câini? Păi, sincer să fiu, arată ca și cum ar fi mâncare de câini, dar hai să vedem ce o să iasă. Deci chestia asta n-am mai văzut-o până acum, e nou-nouță pentru noi. Așa. Ia uite ce a ieșit. Hai, vrei să-ți cânt acum și un cântec? Nu, domnule tort, stați liniștit. Stați liniștit. Ia. Deci doar asta zice, dacă vrea să-mi cânte un cântec, e supărat!
Și că nici nu te gândi să-mi stingi lumânarea. Ok. Și bănuiesc că am putea să-l mâncăm dacă vrem. Lumânarea nu cred că pot să o sting. Decât dacă fac așa, pot să o sting? Nu pot să o sting nici dacă fac așa. Și acum mai avem încă un obiectiv care merge mână în mână cu toată treaba asta. Și dacă știți voi, ăla se numea make a party. Să faci o petrecere. Vă arăt imediat cum se face și chestia asta. Deci mergem aici la mașina de spălat și vorbim cu mașina de spălat. Și zice, mi-e foame, adum ceva, adum toasterul. Și noi tot dădeam, el tot vrea toasterul, vreau toasterul, vreau și ce. Uite, hai să vă arăt, de exemplu, hai să-i aduc toasterul, de curiozitate, să vedem care-i treaba. Să vedeți că la un moment dat, băi, el tot cere de mâncare, tot cere de mâncare, dar nu se mai întâmplă nimic. Bă, dar s-a rămas deschis aici? Lol, m-aș putea băga eu în cuptor. Nu știu că trebuia să rămână deschis. Zice că vrea toasterul. Ok, nicio problemă, îți dau toasterul. Intră aici. Se învârte toasterul. Îl omoară. Nu mi-a plăcut asta. Adun pot. Pot adică bănuiesc că ăsta ar fi pot. Luăm pot. Îl băgăm și pe ăsta aici, zbang. Ia să vedem, se învârte și ăsta acolo fain frumos. Îl aruncă și pe ăsta. Nu mi-a plăcut nici asta. Adun soda. Adum sucul. Hai să vedem. Sucul îl putem aduce doar dacă deschidem ăsta de jos. Dar v-ați prins. Adică ați înțeles ideea. Nu are rost să continuăm. Pentru că el îmi va tot cere chestii și nimic nu-i place. Singura chestie care o să-i placă o să fie acest tort. Da, o să-i dăm tort. Și băgăm tortul înăuntru. Ce-i asta? Eu vreau mâncare adevărată. Wow! WC-ul au sărit confetiuri din WC-ul. Stai, ce se întâmplă? La mulți ani, George! Taylor? Ți-ai adus aminte? Bineînțeles, tipule! Toți din baie suntem prieteni! Dar nimeni nu mi-a făcut o chestie de genul ăsta pentru mine până acum. Uite, i-a dat o lacrimă. A fost ideea lui Pierre. Pierre, adică noi suntem Pierre. Oh, îți mulțumesc, tipule! Îmi pare rău că m-am comportat urât cu tine adineauri. Nu mi-era foame, de fapt. Eram doar stresat. Nu-ți fă griji. Dacă ai nevoie să vorbești, eu sunt aici. Oh, pe bune. Sunteți foarte tari. Bun, și asta a fost misiunea cu Make a Party. Și că îmi pare rău că am țipat la tine, Pierre. Și am tortul ăsta va rămâne aici, pentru că e tortul lui. Așa? Dar dacă ne uităm pe Extra Errands... O să vedeți chestiile pe care le-am făcut până acum. Deci, Make Lamb Happy este completat. Toate astea sunt făcute. Dar vreau să văd astea pe care le-am făcut astăzi. Să vedem exact. Deci, ceva cu cake. Unde-i mai aia cu cake? Stai să vedem. Deci, Make Lamb Happy este făcută. Că sunt foarte multe și trebuie să te uiți prin fiecare în parte. Bake a cake. Uite, ăsta este completat, vedeți? Bam, nu era data trecută. Și mai era cu throw party. Uite, throw party. Și asta este făcută. Deci, practic, noi le avem aproape pe toate. Tot ce ne-au mai rămas, astea două. Find the body, asta cu speak. Și complete the list, asta o să dea automat. Bine, și ending-ul secret, pe care vom încerca să-l facem chiar în acest moment. Având în vedere că am făcut chestiile astea pe care nu le-am mai făcut până acum, poate să-mi dea secret ending. Hai să curățăm bedroom. O să fie destul de ușor, pentru că am să arunc hainele astea aici. Și bang. Ia du-te și tu acolo fain frumos. Clean bedroom. După aia mai avem unclog toilet. Asta nu este foarte greu. Trebuie să vorbim cu toilet. Ok, eu am să iau Willy. Îl punem sus. Bine, eu știu deja jocul ăsta pe de răzi. Vă dați seama, având în vedere că m-am jucat atât de mult, este imposibil să nu le știu pe de rost. Dar chestiile astea nu le știam. Așa că am nevoie de ajutorul vostru pentru a putea completa jocul 100%. Așa, pe ăsta îl punem aici sus, săracul, că o să fie în mare inundație în casă. Și ca să scăpăm de inundația asta din casă, hai că o să moară WC-ul acum. Ca să scăpăm de inundația din casă, o să mergem aici și o să scriem așa, RGCTV, ăsta este codul. Îl ții minte și pe ăsta, adică ce vorbim. Și gata, s-a dus inundația, perfect. Hai să vedem ce mai avem de făcut pentru a putea completa jocul. Find the couch cushions. Asta nu este greu. Unul dintre ei este aici și o să-i duc sus de data asta. Poți să-i duci și pe canapea, dar canapeaua îi va mânca.
Așa că nu este recomandat. Bine, poți să faci chestia asta dacă vrei. Așa, treci și tu aici. Și acum sună telefonul pentru că practic noi am terminat toată treaba din casă. Iar mama ne întreabă acum dacă poate să vină acasă, dacă totul este pregătit. Bine, dacă vine acasă și găsește așa ceva, probabil că nu o să fie foarte fericită, să zic așa, dar da. Și acum putem să deschidem aici. Ok, bănuiesc că ai terminat toată treaba. E ciudat că le-ai făcut pe toate. Dar bănuiesc că te pot lăsa să mergi jos acolo. Ok, hai să vedem. Squeaky Dan îl cheamă pe ăsta. Hai să vedem dacă ne dă, dacă ne dă secret ending-ul. S-ar putea să-mi dea normal ending, nu știu sigur care dintre ele, sau bad ending, nu mai știu care. Și sunt un scaun. Ca de obicei, eu eram scaunul din casă. Chair complete, find the chair. Și cred că, da, cred că e normal ending sau nici nu-mi dau seama. Trebuie să vedem dacă e ceva după credite sau habar n-am. Da, nu, ăsta e normal ending, pentru că era cu fața normală scaunul și dacă era ceva, mi-ar fi apărut aici. Încă nu știm cum să facem secret ending, încă nu știm cum să completăm toată lista. Mai avem doar două chestii de făcut. Dacă știți voi, scrieți-mi în comentarii. Aștept răspunsurile voastre acolo. Nu uitați să băgați un mare like și ne auzim data viitoare. Pa, pa!